Monilioza este o provocare pentru pomicultură. Vântul, umiditatea mare, cantitatea de precipitații și temperaturile mai mici decât media normală sunt doar câțiva din factorii care favorizează apariția moniliozei. Monilioza este cauzată de ciuperca Monilia și reprezintă o provocare majoră pentru toți pomicultorii. Ciuperca atacă ramurile, lăstarii tineri, frunzele, fructele și florile pomilor fructiferi. Atacul moniliozei poate fi ușor confundată cu daunele produse de îngheț. Organele sensibile ale pomilor sunt infectate în condiții climatice favorabile. Diferența față de afectarea produsă de îngheț este că monilioza nu afectează la început uniform pomul, iar florile afectate rămân pe ramuri. În cazul lăstarilor, zonele afectate se brunifică, fără să provoace ruperea lăstarilor. Doar cei tineri se pot ofili, dar simptomele sunt ușor de recunoscut pentru că vârful acestora se îndoaie și se usucă. Frunzele tinere afectate de monilioză se desprind de pe ramuri. Florile și fructele afectate de monilioză se ofilesc. Din cauza schimbărilor brusce de temperatură, monilioza afectează frecvent caisul, piersicul, cireșul, prunul, în special în primăverile reci cu umiditate ridicată. Monilioza, așa cum o vedem în aceste imagini, a afectat intens o serie de pomi din curtea părinților mei, pomi care nu au fost tratați. Nu au fost tratați nici în toamnă și nici în această primăvară. Deci se vede clar diferența lipsei de tratament. Tratamentul trebuie făcut imediat, trebuie curățate părțile moarte și făcut un tratament cu Signum. Plantați în aceeași perioadă care au fost tratați în această primăvară împotriva moniliozei. Deci este necesar tratamentul. La acești pomișori eu am făcut două tratamente cu score.